Această emisiune vă este oferită de Spitalul Sfântul Constantin. O nouă premieră medicală. Primul centru privat de chirurgie robotică va funcționa în Brașov. Un robot chirurgical care a costat peste 1,5 milioane de euro va face posibilă efectuarea anumitor intervenții chirurgicale delicate și complexe, multe deosebit de dificile sau chiar imposibile prin tehnicile convenționale. Avantajele utilizării roboților în chirurgie sunt incontestabile: precizie sporită, grad mare de siguranță, dar și risc scăzut de sângerare și infecție. Pe lângă acestea se mai adaugă și recuperare rapidă, cicatrici de dimensiuni reduse și flexibilitate și confort pentru pacient și chirurg. Despre toate acestea aflăm de la doctorul Bogdan Moldovan, medic primar de chirurgie generală. Domnul doctor, înregistrăm din nou o premieră în Brașov, de data aceasta un domeniu foarte rar întâlnit în întreaga Europa. Chirurgia robotică este prezentă, iată, în România și în special la Brașov. Ce ne puteți spune despre acest domeniu? Bun, deci, în primul rând, este o premieră pentru sistemul privat și o premieră pentru Brașov. În țară mai există astfel de dispozitive în mai multe centre, la București, la Timișoara, la Cluj a fost un dispozitiv care nu mai funcționează. Sunt 6 dispozitive, dintre care 3 funcționează în sistem de stat, unde nu prea există finanțare pentru acest tip de intervenții. Operații destul de costisitoare de altfel. Se simțea nevoia unei deschideri a chirurgiei robotice și pentru piața privată. De exemplu, în Geneva sunt 4 roboți în privat și 2 la spitalul cantonal. Deci, practic, în toate centrele care își doresc o chirurgie performantă, robotul este una dintre masturile chirurgicale. Atât pentru chirurg, pentru dezvoltarea chirurgului, pentru finețea și acuratețea actului chirurgical, cât și pentru pacient. Robotul reușește practic să transpună în chirurgie laparoscopică, mini-invaziv, toate tipurile de operații pe care le facem alminter clasic. Cum funcționează, practic, tot acest procedeu? Dumneavoastră sunteți un pic deoparte față de robotul pacient. Robotul are 3 componente. Are consola, în care, deci care este un loc unde stă chirurgul. Cum mai spuneam, chirurgul stă foarte relaxat la consolă, nu este echipat în haine sterile, nu are mănuși, are un sistem de joystick la nivelul degetelor care se fixează cu niște benzi și mișcările sale sunt transmise robotului. Chirurgul privește într-un binoclu, într-un ocular, în care vede imaginea în interiorul pacientului magnificată de 10 ori, tridimensională și full HD. Al doilea element al robotului este zona de pacient, deci robotul propriu-zis, care este ca o caracatiță cu 4 brațe, care se atașează la pacient prin sistemul de trocare de laparoscopie și fiecare dintre aceste brațe are posibilitatea de interschimbare a instrumentelor, deci se introduce o cameră video, iar pentru celelalte 3 brațe instrumentele pot să fie schimbate în funcție de necesități. Deci sunt instrumente de prehensiune, instrumente de tăiere, steplere, instrumente pentru sutură, deci portace, etc., în funcție de momentul în care ne aflăm. Al treilea element al acestui sistem este cartul video și sistemul de monitoare, în care deci este un turn video, ca și turnul de laparoscopie, unde se află toate cutiile negre ale aparatului și, bineînțeles, zona de înregistrare video, un monitor foarte mare pentru
echipa care nu se uită în ocular ca și pentru chirurg, pentru cei care asistă. Deci, practic, operația, în această intervenție există un chirurg de consolă, deci chirurgul principal care stă lângă pacient în sala de operație la consolă și un chirurg care stă la masa de operație alături de asistenta instrumentară. Rolul acestui chirurg fiind acela de a ajuta eventual printr-un trocar suplimentar. Uneori se introduc instrumente separat printr-un orificiu suplimentar. Și acela de a schimba instrumentele la robot. Deci există în anumite momente chirurgicale nevoie de diferite dispozitive care pot să fie schimbate, așa cum am spus. Pentru chirurg este extraordinar, adică aceste instrumente care se introduc în pacient sunt instrumente articulate și care au mult mai multă libertate de mișcare decât mâna chirurgului. Deci se zice că au 7 grade de libertate față de 4 grade cât are mâna omului. De asemenea, instrumentele sunt miniaturizate, deci vârful lor nu depășește 1 centimetru. Și practic incizia este și mai mică. Inciziile sunt foarte mici, de tip laparoscopie, deci de 1 centimetru. Deci, practic, putând să realizăm sub control microscopic lucruri pe care altfel nu le-am vedea să le facem. Exact. Spre deosebire de laparoscopia standard sau de microscopul chirurgical, acest robot are o vedere tridimensională. Deci, atunci când operăm laparoscopic, noi vedem doar 2 dimensiuni, stânga-dreapta, sus-jos. Deci nu vedem adâncimea lucrurilor. În profunzime, da. Și atunci, de multe ori, nu ne dăm seama anumite lucruri cum sunt de fapt. Instrumentul privește spre mine sau în altă parte, deci de multe ori există niște iluzii optice care pot să creeze probleme chirurgului. Pe când în vederea tridimensională, Full HD, aceste bâșbâieli, să zicem, nu există. Este practic instrumentul care permite o sutură cu o acuratețe extraordinară, cu niște fire pe care ochiul nu le vede, practic. Deci e ceva extraordinar pentru chirurg și implicit pentru pacient, pentru că aș vrea să-l citesc pe unul dintre maestrii mei, pe profesorul Morel, care între altele și părintele roboticii din Geneva, nu doar părintele transplantului, vedeți două specialități care sunt, sau mă rog, două lucruri care sunt înrudite, probabil că ține mai mult de temperamentul chirurgului decât neapărat de specialitatea lui. Deci ești curajos în momentul în care vrei să faci transplant, la fel și când vrei să faci robotică. Deci profesorul Morel le spune pacienților legat de chirurgia laparoscopică în general că dacă este dificil pentru mine, este periculos pentru dumneavoastră. Deci reversul este că dacă este simplu pentru mine, este sigur pentru pacient. Ați enumerat câteva din avantaje. Recuperarea, mă gândesc, din punct de vedere a pacientului, este foarte rapidă, chiar și prin celelalte proceduri minim invazive. Știu că timpul de spitalizare era redus de recuperare, cu atât mai mult prin folosirea acestor roboți de diferite categorii, cred că cu atât mai repede intervine recuperarea. Da. Deci, bun. Discuția în lumea medicală este legată de diferența între laparoscopie și robotică în termen de costuri, respectiv ce poți să faci și recuperare. Deci toți chirurgii care au început laparoscopie și au trecut la robotică au rămas la robotică datorită unei calități net superioare a confortului și preciziei chirurgicale. E clar, dau de multe ori exemplu acesta. De la Târgu Mureș până la Mare sau de la Brașov până la Mare te poți duce și cu un Trabant, te poți duce și cu un Mercedes. Acest robot este cea mai sigură și cea mai high-tech descoperire în domeniul chirurgiei. Poți să mergi și cu căruța. Nu știu dacă rezultatul va fi același.
Deci toată lumea care a dezvoltat chirurgia robotică a rămas la robotică, nu s-a întors la chirurgia laparoscopică. E clar că există anumite indicații, dar în principiu se vizează faptul că în următorii 15-20 de ani, practic toate operațiile se vor face mini-invaziv, deci robotic. Apropo de afecțiunile pe care le puteți trata prin aceste proceduri, domeniul în care activați este cunoscut deja, generos, cred că pentru brașoveni și da, de aici o paletă foarte largă de intervenții chirurgicale. Da. Deci o să, practic, noi putem spune oamenilor că orice operație abdominală va putea fi făcută robotic. Deci nu o să mai există operații deschise decât poate hipecurile, pentru că acolo nu se poate face robotic ceea ce avem de făcut. Dar pornind de sus în jos, tot ce înseamnă stomac, operații, cancer de stomac, hernii hiatale, operațiile de obezitate, sleeve-uri, bypass-uri vor putea fi făcute robotic, splenectomia, cancerul de pancreas, atât cancerul de coadă de pancreas, cât și cancerul de cap de pancreas, rezecțiile de ficat, colecistectomia, cea mai banală operație, cancerul de colon, indiferent de segmentul abordat. Se consideră un avantaj foarte mare în cancerul de rect, pentru că permite o conservare a nervilor din pelvis. De aceea și în cancerul de prostată, robotul este considerat un instrument extrem de valoros, pentru că sunt acei nervi genitali care sunt conservați și astfel calitatea vieții după intervențiile chirurgicale, atât pentru rect cât și pentru prostată, permit practic o recuperare funcțională completă a pacienților. Permite practic să decupați mult mai ușor anumite zone. Se decupează mai ușor la vedere. Robotul este, poate să intre în spații în care ochiul uman nu poate să intre și mâna umană nu poate să intre. Mergem mai departe în chirurgia ginecologică. Există indicații atât pentru, deci în intervențiile conservatoare, operații în care se rezec o parte din uter la femei care doresc să rămână în continuare însărcinate, pentru infertilitate de cauză tubară se pot reconstrui trompele, pentru că se pot face suturi foarte fine, trompele având 2-3 mm diametru, deci pot fi cusute, ceea ce alte ori, alminte, puteai să faci doar sub microscop. Tumorile de rinichi, de altfel, una dintre primele operații pe care le avem, le vom avea programate în 28 martie, va fi un cancer de rinichi, deci o nefrectomie radicală pentru cancer. Cancerele de vezică urinară, deci cistectomii, totul se poate face. Cancerele genitale, uter, coluterin, hernii, apendicectomie, deci practic pacientul poate să vină cu orice fel de patologie, de la cea mai simplă la cea mai complexă și poate fi operat robotic. Practic, odată ce veți instala acest robot, nicio altă intervenție nu se va mai realiza, cu excepția câtorva, mă gândesc, pe care le-ați enumerat, decât prin aceste proceduri. Bun, acum n-aș vrea să speriem oamenii, adică să, păi să, nu creadă, e, să creadă... E de bine, că, cred. Să creadă că la noi nu mai are rost să vină, că nu o să își permită toată lumea aceste intervenții robotice. Da, deci toate operațiile vor putea fi solicitate robotic și efectuate robotic. E clar că aceste operații o să aibă un preț de cost un pic mai mare decât acelorlalte. Deci folosirea robotului înseamnă un instrumentar special care costă foarte mult și o amortizare sau un service al aparatului care de asemenea este extrem de scump. Ne-am dorit să ajungem la momentul în care toate operațiile și toți pacienții să-și permită să-și facă aceste operații robotic. Sperăm ca în viitor acest deziderat să se întâmple. Cert este că, încă o dată, peste 20-25 de tipuri de operații
vor putea fi implementate din începutul aprilie la noi în spital prin această tehnică. Spuneați că ați făcut deja programări. Au aflat brașovenii din timp despre intenția conducerii spitalului de a achiziționa acest aparat? Da, deci acest aparat a fost cumva, acest efort financiar a fost făcut cumva la cererea a doi chirurgi. Deci o dată eu am insistat să se achiziționeze robotul, însă știam că este un efort financiar foarte mare și n-aș fi vrut să am singur pe umeri toată răspunderea pentru programul robotic. Am avut noroc că robotul într-un dintre centrele universitare s-a defectat, nu mai are servis și o echipă din Cluj-Napoca dorește să vină și să opereze în spitalul nostru cancer de prostată. Deci asta ar fi, să zicem, o veste bună pentru pacienții brașoveni, că nu mai trebuie să meargă la Cluj să se opereze, ci vine Clujul la Brașov. Cancerul de prostată fiind diagnosticat în fiecare an la peste 2000 de bărbați și reprezintă a cincea cauză de deces la bărbați. Aceste operații robotice permit vindecarea cancerului de prostată pentru că s-a ajuns într-o situație destul de ciudată să se refuze operația la foarte mulți pacienți, zicându-se că dacă se operează, dacă nu se operează, e același lucru. Ceea ce, încă o dată, ca și chirurg, oncolog, mi se pare destul de bizar. Deci, mulți pacienți care doreau să se opereze robotic de cancer de prostată mergeau la Cluj, iar de când robotul din Cluj s-a stricat, mergeau în Italia sau în Franța pentru operații. Deci, acești pacienți vor putea fi operați la noi. Iar costurile nici de cum nu sunt similare celor din alte state. Bineînțeles, bineînțeles. Deci vom fi primul centru privat de robotică. Încă o dată, există robot și la spitalele de stat. Ultimele două dispozitive au fost achiziționate pe fonduri europene prin proiecte, însă numărul de cazuri nu e foarte mare, iar finanțarea acestor dispozitive nu este continuă, deci nu știu să vă dau. Știu că doar cel de la Institutul Fundeni funcționează, să zicem, la capacitate. Înțeleg că toată această perioadă este una foarte plină pentru dumneavoastră, dezvoltarea continuă. În curând veți inaugura o altă unitate, aniversați, iată, 6 ani de când funcționați în Brașov? Da. Peste 2 zile se împlinesc 6 ani de la inaugurare. Mi-amintesc cu emoție acele momente. Veneam de la Geneva împreună cu 3 dintre profesorii mei, profesorul Gilles Montafier, care dă numele centrului nostru de transplant, profesorul Pietro Maino și Cristian Tozo. Au trecut extraordinar de repede acești ani. Pe de altă parte, sunt niște cifre pe care ne spun că totuși au fost 6 ani, au fost peste 40.000 de internări, 25.000 de internări de zi, peste 200.000 de pacienți consultați. Pe secția de chirurgie s-au depășit 4.000 de intervenții în acești 6 ani. Și, așa cum vă spuneam de fiecare dată, nu atât volumul, cât rezultatele sunt cele care ne dau cea mai mare bucurie. Profesorul Gilles Monta, când am plecat în Brașov, mi-a zis că chirurgia privată înseamnă un contract de reușită 100% cu pacientul și mă bucur că m-am ținut de cuvânt. Adică rata noastră de mortalitate este aproape zero și rata de complicații chirurgicale este la fel, sub 10%, ceea ce înseamnă printre cele mai bune din Europa. Mai ales la tipul de operații ca și paleta de intervenții pe care o abordăm. Acești 6 ani înseamnă lansarea centrului de transplant. Se putea și mai bine, adică să fi fost mai devreme, să fi avut mai multe
cazuri realizate, dar se putea și mai rău, adică să fim blocați perpetu la acreditare. Înseamnă acum venirea robotului, înseamnă deschiderea unui nou spital, cel mai mare spital privat din România, ca număr de paturi, ca suprafață. Practic înseamnă șansa de a putea lansa două proiecte într-o viață de chirurg, ceea ce nu toată lumea a avut șansa sau chiar foarte puțini oameni au avut această șansă. Când ați revenit în România, sperați că va merge chiar atât de bine? Nu gândeam atât de departe, sincer. Speram, poate aveați anumite așteptări în anumite... Speram să fie bine, nu aveam detaliat în cap ce îmi doresc pe fiecare bucățică, dar mă bucur că a ieșit bine și că încă o dată e un proiect care se dezvoltă. Deci pe baza ce am realizat până acum, avem curajul să proiectăm lucrurile pe următorii 7-8 ani cu un nou spital, apariția chirurgiei robotice, dezvoltarea chirurgiei de transplant, atragerea de noi colegi în echipă, fie colaboratori part-time, fie full-time. Și deci eu cred că spitalul nostru la momentul acesta oferă fiecărui medic tot ceea ce își poate dori ca proiect de dezvoltare personală. O colaborare internațională, sunt oameni care vin, oameni care te primesc să mergi acolo să înveți. Deci fiecare medic trebuie doar să își facă un plan și acel lucru poate fi realizat. În planul dumneavoastră era și acesta cu chirurgia robotică? Vi l-ați trasat încă de când v-ați întors acasă, să spunem? Nu era chiar în primă instanță, însă de cel puțin 2 ani acest plan există. Și odată și cu cel de transplant? Da. Chiar aveau nume proprii. Deci într-o seară de vară, pe terasa unui renumit restaurant din Geneva, a Clubului Nautic, împreună cu profesorul Morel am trasat liniile de dezvoltare a spitalului și sub forma a două acțiuni sau operațiuni. Și era operațiunea Nautic, care însemna dezvoltarea proiectului de transplant. Era și profesorul Tozo, care va fi urmașul profesorului Morel la conducerea centrului din Geneva. Deci știm sigur că avem uși deschise și cu continuitate în această viitoarea generație. Și al doilea proiect era operațiunea Partagas, pentru că profesorul Morel fumează trabuc și care însemna aducerea robotului la Brașov. În ambele operațiuni noi am avut rolul principal, deci ei chiar ne-au ajutat mai mult suport moral decât efectiv ajutor. Deci cu atât mai mare este bucuria și meritul echipei din Brașov, pentru că când l-am anunțat pe profesor Morel că o să avem robot, că s-a semnat contractul, mi-a zis că suntem incredibili. Deci și pentru el ceea ce se întâmplă în Brașov înseamnă o uimire fără margini. Pentru viitor, spuneați că v-ați făcut un proiect odată cu deschiderea celui mai mare spital din România. Vă propuneți cu siguranță alte ținte. Da, proiectul de viitor înseamnă dezvoltarea ceea ce am obținut până acum. Deci să mergem mai departe cu chirurgia de transplant, cu chirurgia oncologică. Suntem lideri pe Europa de Est în cancerul peritoneal, în HIPEC. În chirurgia prin ombilic, apropo, există și operații robotice prin ombilic, pe care sperăm să le putem accesa cât mai rapid. Bineînțeles că în domeniul transplantului ne dorim ca pașii următori, așa cum am mai discutat, să fie accesarea programului de donare cadaverică și apoi transplantul deficar. Pe partea de robotică ne propunem să dezvoltăm acest proiect și să punem la îndemâna brașovenilor și a pacienților
toată paleta de operații cât mai rapid. Spanacul are proprietăți nebănuite pentru o sănătate de fier. Spanacul este o plantă cu puternice efecte terapeutice. Planta care se găsește primăvara din plin pe tarabele din piețe este plină de vitamine și minerale și poate fi mâncată atât crudă cât și gătită. Cele mai multe beneficii ale spanacului se obțin, evident, consumându-l crud în salate, pentru că în acest fel nu își pierde calitățile. Refrigerat sau gătit, spanacul se degradează, însă nu în totalitate. Calitățile sale curative au făcut ca spanacul să fie numit și mătura intestinului, pentru că reprezintă cel mai bun mijloc pentru curățarea și regenerarea sistemului digestiv. Spanacul este bogat în fier, calciu, clorofilă, beta-caroten, vitamina B6, vitamina C, sodiu și potasiu, dar și în acid folic și luteină. Preparatele din frunze de spanac contribuie la profilaxia sau ameliorarea unor afecțiuni, precum hipertensiunea arterială, tusea, avitaminoza, scorbutul, rahitismul, acnea, anemia. De asemenea, spanacul este recomandat celor care se refac după o boală grea, precum și în stări de oboseală și epuizare. I se atribuie spanacului și rolul de activator al secrețiilor pancreatice și, mai mult decât atât, de agent anticancerigen. Studii recente arată că spanacul este recomandat gravidelor, contribuind la buna dezvoltare a fătului. Potrivit acelorași studii, spanacul contribuie la fortificarea vaselor de sânge, a inimii și a ochilor. Datorită faptului că este depurativ, spanacul se folosește intens în curele de primăvară. În plus, folosit în uz extern, spanacul, sub formă de cataplasme sau comprese cu suc, poate ameliora afecțiuni ale pielii, precum acnea, arsurile sau eczemele. Atenție însă, bolnavii de reumatism, gută, hepatită, pietre la rinic sau vezică, inflații gastrice sau intestinale sau artrită nu ar trebui să-l mănânce. Spanacul conține acid oxalic, de aceea este contraindicat în aceste afecțiuni. Totodată, specialiștii atrag atenția că dacă în timpul preparării frunzele de spanac își schimbă culoarea din verde proaspăt în verde spre galben, atunci devine dăunător și nu trebuie mâncat. Această emisiune v-a fost oferită de Spitalul Sfântul Constantin.